Avertisment trase specialiștii cu privire la zăpada recentă depusă la munte. Asta după ce în urma ninsorilor din ultimele zile latitudini mai mari s-a depus un strat care în unele locuri a depășit chiar și jumătate de metru. În munții Rodnei s-a produs deja un prim incident după ce o schioare a declanșat o avalanșă. Acesta a fost momentul în care o schioare a declanșat o avalanșă pe vârful Gârgălău din Munții Rodnei după ce s-a apucat să schieze în afara părtiei. La un moment dat, schioarea a fost prinsă în avalanșă ulterior, a fost acoperită de zăvadă și târâtă până la poalele muntelui. În cele din urmă, incidentul s-a terminat cu bine pentru schioare care a ieșit de sub zăpadă. În urma incidentului Salvamont Maramureș a recomandat prudență maximă în alegerea rutelor la altitudini de peste 1600 metri. Incidentul vine după ce ninsorile din ultimele zile au lăsat un strat de zăpadă de aproximativ 30 de centimetri la altitudini mai mari de 1800 de metri și un strat chiar de peste jumătate de metru la altitudini de peste 2200 de metri, iar specialiștii avertizează că zăpada nou căzută nu a făcut priză cu stratul de bază, ceea ce face posibile declanșarea de avalanșe. Și Salvamontiștii au atras atenția asupra faptului că în condițiile în care la altitudini mare a nins, iubitorii de ski și snowboarding trebuie să manifeste prudență sporită în timpul deplasărilor în zonele montane înalte.